Domnule Tudor Zbârnea, ați deschis la Muzeul Național de Artă al României o expoziție retrospectivă în ceea ce privește pictura dumneavoastră și este adevărat, de-a lungul câtorva decenii s-au strâns multe lucrări, câteva direcții, nu foarte diferite unele de altele, dar se pot remarca mici modificări de-a lungul timpului. Cum ați realizat selecția, Tudor Zbârnea? Pentru că, în general, când vine vorba de o expoziție retrospectivă, artistul, știm, și iubește în egală măsură toate lucrările și devine dificilă selectarea și ordonarea lor. Da, aveți perfectă dreptate și cred că artiștii optează mai mult pentru expoziții de etapă, unde poți să prezinți lucrări din ultimii ani sau un concept din ultima vreme. Retrospectivele se organizează mai greu și chiar sunt cu riscuri de eșec. Căutările de-a lungul anilor și eu am încercat să prezint o perioadă de 30 de ani, 92-2022. Trebuie cumva să fii foarte atent ca ceea ce vine pe simeze să se înscrie într-o anumită coerență, pentru că căutările sunt diferite pe parcursul anilor. A fost, într-un fel, un avantaj că mi s-au acordat două săli și atunci când am fost invitat, am discutat cu organizatorii, cu Muzeul Național de Artă al României, să expun într-o sală, o sală foarte generoasă, dar ulterior am observat că o retrospectivă ar fi greu de amplasat într-o singură sală și mi s-a acordat încă o sală de aceleași dimensiuni și atunci acest circuit necesar într-un muzeu, circuit cronologic, a fost oarecum mai facil de organizat și am inclus lucrări din prima etapă în care eram preocupat de dizolvarea formei și într-o manieră geologică a construcției suprafețelor, pe care am avut cealaltă fază cu geometrii, cu simetrii geometrice și asimetrii simbolice, care a durat cam fiecare etapă, cam în jur de 7-8 ani. Și ulterior, totuși, în cea de-a treia fază, am expus totuși mai multe lucrări, pentru că cea de-a treia fază și construiește actuala expoziție, chiar dacă ea este retrospectivă. Așadar, Tudor Zbârnea, vreți să ne spuneți că gradul de obiectivitate la care vă obligă o retrospectivă este cu mult mai mare decât, să spunem, subiectivitatea organizării oricărei alte expoziții de etapă. În plus, cred că, sau este de fapt o certitudine, că experiența dumneavoastră de muzeograf și-a pus amprenta și asupra acestei expoziții, că aveți luciditatea organizării unui astfel de eveniment vizual. Sper că da, și chiar și faptul că, deși am avut un spațiu generos, până la urmă patru lucrări totuși nu au intrat în expoziție, le-am retras, am avut acea capacitate de a renunța la niște idei anterioare, pentru că o expoziție trebuie, chiar dacă o aranjăm într-o ordine cronologică, trebuie să avem acel simț estetic ca să putem pune în dialog fiecare lucrare stând pe simez alături sau vis-a-vis, și atunci sper că această ordine a expoziției ne-a reușit. Cel puțin cei care au fost la vernisaj s-au arătat satisfăcuți de ceea ce a ieșit. Expoziția va avea o durată lungă, foarte interesantă pentru privitori. V-ați gândit ca de-a lungul acestui timp generos să vă mai întâlniți cu privitorii, să existe dialogul susținute în spațiul expozițional? Am avut chiar o propunere din partea directorului Călin Stegerean pentru asemenea întâlniri și eventual cel puțin să anunțăm prezența mea în anumite ore, în anumite zile
pe parcursul expoziției. A rămas să mă gândesc cum îmi fac acest orar. Am putut să mă întâlnesc și cu o serie de prieteni, dar și cu vizitatori. Am avut o întâlnire foarte călduroasă cu membrii Asociației Prietenii Muzeul Național de Artă al României, cu oameni cu care, cu unii dintre ei ne cunoșteam. A fost și domnul Ion Sturza, cu care am o comunicare amicală de mai mulți ani, și m-am bucurat de această întâlnire, pentru că sunt oameni care sunt obișnuiți să caute muzeile, să se delecteze cu arta, și România are un public foarte sensibil în a privi și a consuma cultură în general, și sigur aceste întâlniri sunt oarecum necesare pentru noi.